Leonard Florin Petre este candidatul la funcția de primar al municipiului Oltenița din partea Pro-România. Acesta se află la a treia candidatură pentru funcția de primar, însă de această dată susține că are șanse reale. Leonard Florin Petre declară că Oltenița a ajuns un cimitir economic, iar soluția pentru crearea unor noi locuri de muncă ar fi construirea unui parc industrial în zonă. Sunt Petre Leonard Florin, candidez la funcția primară a municipiului Oltenița, este a treia oară consecutiv. Candidez în numele oltenițenilor care au fost nevoiți să plece de acasă. Sunt 4.000 de oltenițeni care fac o navetă zidnică, istovitoare la București, pentru un loc de muncă plătit decent. Candidez în numele celor 5.000 de oltenițeni care au fost nevoiți să mute cu tot, cu familie, cu soție, cu copii, în Spania, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie. Candidez pentru că Oltenița a ajuns un cimitir economic. Oltenițenii mai spun acum despre orașul lor că este orașul dormitor. Vin doar să doarmă. Oltenița a ajuns într-o situație în care n-a fost niciodată. Deci de 30 de ani în Oltenița se tot închid firme, au dispărut peste 17.000 de locuri de muncă. Gândiți-vă că la o populație de 25.000 de locuitori să dispară 17.000 de locuri de muncă e o dramă, o dramă economică. Așa a ajuns Oltenița un cimitir economic. N-a fost niciodată așa de murdară și de plină de gropi și de săracă și cu oameni triși cum este acum. Pentru asta le mulțumim celor doi primar, să spunem, care în ultimii 16 ani au avut grijă să ne aducă în situația penibilă în care se află astăzi municipiul Oltenița. Chiar sunt un pic așa deranjat de faptul că și domnul Milescu și domnul Țone au condus Oltenița împreună în ultimii 16 ani. Și acum candidează de nou pentru al treilea mandat fiecare dintre ei, ca să demonstreze ce? Că au avut fiecare câte 8 ani, deci două mandate. În total 16 ani. În care au demonstrat că pot să aducă Oltenița în genunchi. Și acum vine să ne demonstreze ce. Mai vrem un mandat ca să ce. Eu candidez pentru că avem soluții. Deci noi, Pro-România, avem soluția la cea mai gravă problemă cu care se confruntă municipiul Oltenița. Lipsa locurilor de muncă. Vă spuneam că s-au desființat 17.000 de locuri de muncă în ultimii 30 de ani. Soluția e simplă. Noi inventăm noi. Ea există în multe localități din România și când spun localități mă refer inclusiv la comune, orașe și municipii. Se cheamă parc industrial. Parcul industrial, prin facilitățile oferite, atrage investitori care la rândul lor creează locuri de muncă. E o soluție de succes verificată în toată lumea, inclusiv în România. Și o să vă dau un exemplu al unei comune aflate la 60 de kilometri de București, la fel ca și Oltenița, numai că la nord de București, în județul Prahova, se cheamă Ariceștii-Lahtivani, care are un parc industrial și care are un buget aproape ca cel al, precum cel al Oltenței. Oltenița are un buget anual de 10 milioane de euro. Cam atâți bani se strâng în impozitul pe casă, pe teren, pe mașină și din alte surse. 10 milioane de euro. Și suntem municipiu, da? E o comună, Ariceștii-Lahtivani, și mai este încă o comună în județul Prahova, care și are parc industrial, se cheamă Negoiești. E o comună de județul Prahova, are un buget similar cu cel al municipiului Oltenița. Deci vă dați seama la ce nivel am ajuns, la nivel de comună. Municipiul Oltenița a ajuns la bugetul unei comune din județul Prahova. În condițiile în care noi avem un atu fantastic, avem Dunărea. Dunărea care poate fi un principal atu pentru atragerea investitorilor, da? Parcul industrial Oltenița nu este o soluție de moment. O spun de 10 ani. În 2010 eram consilier municipal și am spus primarului de atunci, Milescu Costinel, Oltenița se confrunta încă de pe atunci cu criza locurilor de muncă, pentru că știți că la finele anului 2008 a avut loc cea mai mare criză economică mondială și în 2010 se resimțea din plin lipsa locurilor de muncă. Și am spus, soluția e simplă, am spus-o în Consiliul Local, soluția e simplă, haideți să creăm un parc industrial care prin facilitățile oferite să atragă investitori. Investitorii nu vin că ne iubesc pe noi, ei vin să facă profit. Și dacă noi le punem la dispoziție terenul gratuit, le tragem curent, canalizare, alimentare cu apă, le facem aleile uzinale, doar să vină să-și pună panourile acelea sandwich, să facă hala de producție, ei vor veni. Da? Deci vor mai pierde o jumătate de an să își tragă gazele sau curentul. Nu, le tragem noi pentru ei. Nu vor mai plăti un teren, nu vor mai cumpăra un teren. Le oferim noi, nu-l vom vinde, îl vor oferi sub formă de închiriere, cu o sumă modică, simbolică. În 2020 candidez acum din partea Partidului Pro-România pentru că am primit o ofertă. Am primit mai multe oferte, dar oferta pe care am primit-o din partea prietenului meu, Răzvan Mezeșanu și Virgil Dumbravă, cu care mă știu de 20 de ani, de înainte să fie viceprimarii municipiului Călăraș, a fost foarte tentant, a contat factorul uman.
ce spunea mai devreme Răzvan, factorul uman e determinant. Până la urmă, ce sunt partide? Sunt niște ONG-uri, organizații neguvernamentale, da? Eu cred că sunt șanse mari, să vă spun de ce, e un culoar interesant, o conjunctură favorabilă, poate nu e neapărat, haideți să scurtez așa, ideea care e? Oltenița, cum am spus mai devreme, a ajuns ca niciodată într-un hal fără de hal. E cimitir economic, sărăcie cruntă, oamenii se plâng că n-au locuri de muncă. Oamenii vor să muncească, n-au locuri de muncă. Și 5.000 de oameni pleacă, 4.000 de oameni pleacă zilnic la București, 5.000 de oameni s-au mutat în Germania, Franța, Spania. Eu l-am pe fratele meu, s-a mutat cu soția și copilul de vreo 5 ani în Germania. Am 3 veri la Milano, mai am o verișoară în Franța, mai am un văr în Marea Britanie. Nu există familie în Oltenița care să nu aibă o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată care să facă naveta la muncă. Ori la București, și un mare noroc că avem București la doar 60 de kilometri de noi, o capitală europeană, da? Ori mutați definitiv până în alte țări, da? E, din cauza aceasta a sărăciei, a lipsei locurilor de muncă, a mizeriei, veniți în Oltenița să vedeți ce mizerie, e Oltenița plină de gropi, din cauza asta, oamenii sunt total nemulțumiți de cei care ne-au condus în ultimii 16 ani, în speță domnul Țone și domnul Minescu, fiecare câte 8 ani. Acum, sigur, ei se atacă între ei și e un culoar interesant pentru mine, ei doi se ceartă, al treilea câștigă. Îi lasă să certe între ei, eu îmi văd de treaba mea, eu am soluții. Soluția mea este crearea de locuri de muncă prin Parcul Industrial Oltenița, pe care le spun din 2010. Vedeți, eu am pierdut în 2012 și în 2016 că n-am spus ceea ce vreau oamenii să audă de la un politician, de la un candidat. Țone și Cumilescu, fiind politicieni vechi, bătrâniții rele, le spuneau oltenițelor ceea ce au vrut ei să audă. Și au câștigat alegerile, la rândul lor, când au fost fiecare primar. Deci, în România este peste 60 de localități, comune, municipii, orașe, care au parcuri industriale și peste 90 de parcuri industriale. Sunt mai multe parcuri industriale, pentru că sunt localități care au câte 2 sau 3 parcuri industriale. Din cele 90 de parcuri prezente în cele 60 de localități din România, nu merge cel de la Slobozia. Vi se pare că e relevant? E total nerelevant. Acolo probabil că a fost ori un management defectuos, ori o gândire infracțională. Îmi scapă că nu m-a interesat prea mult subiectul ăsta, m-a interesat celelalte care 89 care merg. Deci nu vin să spună oltenițenilor ceea ce vor ei să audă, ci spun ceea ce spun de 10 ani. Din 2010, când mi-am demisia în Consiliul Local, da? Am spus-o și în 2012 și în 2016, deci sunt consecvent. Dacă ei vor să aleagă în continuare pe cei care și-au bătut joc de ei în ultimii 16 ani, le doresc succes, să nu mă voteze, să-i voteze pe ei.